Bună! Sunt doctorul Vladislav Debnar și prin această rubrică îmi propun să înțelegem anumite afecțiuni medicale și să conștientizăm riscurile care pot apărea dacă nu sunt tratate la timp. Astăzi vorbim despre semnele specifice în sindromul de tunel carpian. Semnele specifice care ne duc cu gândul la un sindrom de tunel carpian sunt apariția furnicăturilor și a morțelilor în mâini. Acestea apar doar în fazele de început. Sindromul de tunel carpian este o boală progresivă, care dacă nu este tratată la timp, aduce după ea tremurături, slăbiciune, dureri nedefinite în mâini, neîndemânare și, în cazuri severe, atrofia unor mușchi ai mâinii. Odată apărută, această boală nu trece de la sine. Ea progresează și se agravează. Doar intervenția la timp, printr-un proces chirurgical, poate opri progresia compresiei pe nerv. Pe de altă parte, există și semne nespecifice în sindromul de tunel carpian. Deși simptomatologia specifică a sindromului este foarte bine definită, din experiența mea pot să-ți spun că uneori această boală poate debuta insidios sau nespecific. Nu de puține ori am consultat și ulterior am operat cu succes pacienți care și-au tot căutat rezolvarea bolii în alte specialități, reumatologi, fizioterapeuți și chiar cardiologi, dar fără succes. Au apelat chiar și la băi galvanice, împachetări cu parafină și acupunctură. În cazuri extreme, din fericire foarte rar, unii pacienți au ajuns și la tratamente psihiatrice. În aceste direcții greșite au fost îndrumați datorită semnelor nespecifice pe care le putem găsi în sindromul de tunel carpian. Astfel, putem avea durere la închetura mâinii, precum și dureri atipice localizate la cot, la umăr și chiar precordial. Ne revedem data viitoare cu un nou episod din Sfatul Sănătos. Până atunci, dacă ai considerat această informație utilă, poți să o distribui și prietenilor tăi. Iar dacă vrei să găsești articole ajutătoare, poți accesa oricând site-ul bestetic.ro.